Salut și bine te-am regăsit! Iată că de astăzi avem și Peugeot 208 pe Cavalerie în varianta facelift, pe care n-am apucat-o până acum la test. Ce trebuie să știi despre această mașină? Că e franțuzească și are câteva chestii atipice, altele enervante, altele destul de interesante. Dar trebuie să știi că faceliftul din 2015 a adus mai degrabă motorizări noi decât schimbări de design. Și ce-mi place la mașina asta? Așa, în echiparea Allure, e că avem crom, de exemplu, pe oglinzi, crom aici în grilă, arată foarte bine, lumini de zi cu LED-uri, proiectoare și câte și mai câte, iarăși câteva chestii interesante, parbrizul ăsta cu decupătura asta frumoasă pe plafon, cu stâlpii ăștia care sunt destul de subțiri și care te vor ajuta în oraș, pentru că o să poți să vezi, de exemplu, ce se întâmplă pe la trecerile de pietoni și n-ai nicio scuză că nu-i vezi. Este o mașină foarte franțuzească, care arată foarte franțuzesc, mai ales în culoarea asta portocalie. Hai să ne mutăm și în lateral, unde avem câteva lucruri interesante, cum ar fi aceste jante de 16 inci de aliaj, iarăși crom care continuă până în spate, unde avem acest stâlp care te va încurca foarte tare atunci când vrei să ieși din parcări și trebuie să dai cu spatele. Maschează destul de mult din vizibilitate și îți creează un unghi mort foarte, foarte ciudat. Hai să ne mutăm acum în spate, unde avem foarte interesant scrisul ăsta Peugeot aici. Îmi place cum e încadrat, cu leuțul acolo și cu aceste stopuri care arată foarte bine atunci când sunt aprise și îmi place și stopul ăsta de ceață pus foarte deștept aici, fix pe centrul mașinii. O să ai impresia de la distanță că e o bicicletă, dar de fapt e o întreagă mașină. Da, și dacă tot suntem aici, zic să arătăm și portbagajul, care e destul de mare pentru clasa asta subcompactă. Doar că noi am reușit să umplem tot portbagajul cu toate sculele noastre și cu gențile de filmare, cu rucsac și așa mai departe. Ce nu-mi place e pragul ăsta destul de mare, pentru care va trebui să depui un efort dacă vrei să ridici bagajele peste el. Dar dacă vrei să obții și mai mult spațiu, poți oricând rabata bancheta dintr-un simplu buton de acolo și poți să încarci și mai multe lucruri și mai ușor. Și poți să tragi aici tot ce e nevoie ca să cari, nu știu, un mobilier de bucătărie sau ceva. Oricând Peugeot 208 te va ajuta. Înainte însă să plecăm la drum, vreau să vă arăt și tehnologia de la bord și locul pasagerilor din spate. Ușile spate se deschid destul de larg, iar aripa roții spate nu vine foarte mult înspre interior, așadar te vei urca foarte ușor în mașină. Scaunul din față este reglat pentru mine și am suficient loc, mai bine de 4 degete loc la genunchi și loc la cap, încă vreo 4 degete pentru cineva care are 1,85 m, să stă destul de bine în spate. Locul din mijloc e mai degrabă pe distanțe foarte scurte, dar îmi place că bancheta este destul de moale, adică va fi confortabilă la drum lung. Nu am priză USB, nici control pentru climă, dar nici nu pot avea pretenții la o mașină mică de oraș. Au. Dar uite, dacă nu ești atent, o să dai cu capul de plafon aici, plus că nici n-ai de ce să te ții. Și acum aș vrea să vă arăt tehnologia de pe locul șoferului. Și aici ajungem la primele chestii franțuzești. Ceea ce vezi aici, desenat așa, se numește iCockpit. Adică vitezometrul și turometrul sunt așezate deasupra bordului și dacă ești o persoană mai înaltă și vrei să-ți reglezi poziția ca atare, trebuie să tragi de volan destul de mult în sus și deja partea asta a volanului îmi acoperă până la 50 de km pe oră vitezometrul. Adică eu nu pot să știu cu ce viteză umblu și dacă vreau să dau volanul mai jos ca să văd mai bine bordul, după aia când o să virez, o să-mi ating cu mâinile picioarele. Da, și ca să nu mai povestesc despre volanul ăsta destul de mic și oval, care n-am reușit să mă atașez de el emoțional. Încă. Deși interiorul arată destul de bine cum e desenat, să știi că ai destule materiale tari pe aici, pe aici. Singura parte moale este dată de această textură de aici, destul de interesantă, care înconjoară sistemul de navigație. Îmi place acest ecran, care se mișcă foarte bine și nu doar că se mișcă foarte bine, dar
dacă îți conectezi telefonul cu Android sau cu iOS la sistemul de infotainment, primești și Apple CarPlay pentru Waze, de exemplu, sau pentru Apple Maps, sau pentru muzică și așa mai departe. Nu există CD-ROM în această mașină. Așadar, intri în meniu, intri în Apple CarPlay și deja interfața, cred că o recunoști destul de ușor, apoi poți să intri în Spotify și să dai play la o anumită melodie pe care vrei tu. Așa, dăm Doc. Sau nu, uite asta mai bine, I Love My 90s Hip Hop, și ascultăm deja muzică. Dacă dau muzica mai tare sau mai încet, pot să văd acolo volumul. Dacă apăs pe meniu și sunt în ecranul principal, nu mai știu ce volum am avut. Dacă vorbim de ergonomie, să știi că lucrurile sunt mai degrabă nemțești decât franțuzești, până la un anumit punct. Îmi place cum este organizat tot acest panou pentru climatizare. Avem pe această echipare climă pe două zone, pentru șofer și pasager. Și ajungem la partea franțuzească din nou. Dacă ai o sticlă de jumătate de litru de apă, să zicem, și vrei să pui aici, nu o să stea. Și o să vezi că nu prea stă bine nici în ușă, unde o să se bălângăne tot drumul. Mai avem o priză de 12V acolo și intrare auxiliară. Evident, îți poți conecta telefonul și cu Bluetooth acolo. Acum să revenim la o altă chestie absolut franțuzească. Cotiera asta are două poziții, on și off, nimic între. Adică nu o să poți să stai cu ea mai înclinat așa, de exemplu. Înăuntru ai spațiu de depozitare pentru șervețele folosite sau un telefon subțire, cum ar fi un iPhone 7 sau un 8, de exemplu. Și dacă schimbi, de exemplu, din a treia în a patra, va trebui să îți folosești destul de mult încheietura, la fel și pentru frâna de mână. De asta eu conduc de obicei cu ea dat așa, ca să nu mă încurce, și da, și schimbările de treaptă sunt destul de lungi. Nu? Și cotiera asta. Băi, deci schimbătorul ăsta are o cursă excepțional de lungă. Da, la fel de lungă ca timoneria. Am înțeles că o să intre aici sub... Da, te obișnuiești. Hai să-i dăm. O să te obișnuiești, să știi. Diesel. Cred că e ultimul Peugeot 208 care se mai vinde cu diesel, nu? Da, să știi. Sau că... se va mai vinde pe diesel? Nu cred. Am tot căutat pe niște informații despre viitorul Peugeot 208 sau 209. Probabil se vor opri la 208. Zici? Da. Și o să vină doar în variantă pe benzină, cel mai probabil. Așa. Și variantă full electrică. Ok. Ba chiar și GTI-ul s-ar putea să vină în variantă. Cred că e de la Renault, că e mega sensibilă. Nu, frâna e ok. Nu mi s-a părut problematică. Bine, eu sunt prima dată la volan după ce am condus primul 208. Pe vremea aceea testele auto se făceau pe canalul George Bucnici. Dar și la facelift se făceau pe canalul George Bucnici. Doar că n-am avut noi noroc. Și acum testăm Peugeot 208 facelift, care din ce mi-aduc aminte de la lansare, când mi s-a părut o mașină foarte mișto, nu s-a schimbat mare lucru. Și atât despre ce vorbim aici, Marian. E o mașină care se află la final de carieră. Ok. O mașină pe care noi ne-am testat-o pe Cavaleria, cum spuneam. Și este o mașină franțuzească. Și ne bucurăm că mai prinde câte ceva exotic. Exotic? Exotic, da. Mamă, că e frumoasă. Ce exotic? Ce-ți separă atât de exotic la Peugeot 208? Uite, de exemplu, acest sistem care se numește iCockpit. A, da. Hai să vorbim despre iCockpit. iCockpit înseamnă un volan mic, care vine cumva așa ca la o mică navă spațială. Este mic, bombat, se învăț de foarte multe ori. Și bordul este fix peste volan. Deci tu nu vezi vitezometru și turometru prin volan, ci vezi pe deasupra. Da, și nu-l vezi mereu. Că, de exemplu, în poziția pe care mi-o aș... Marian, eu am 1.73 și eu văd, sau 76, nu mai știu cât, că... Dar știm cu toții că sunt un pic mai scund decât tine.
Poate că tu nu vezi, dar eu din poziția ta să mi-a reglat volanul și văd. Eu dacă vreau să văd corect vitezometru și tronometru, adică dacă vreau să văd tot ce mi este afișat acolo, trebuie să dau volanul mai jos și în momentul ăla ating cu mâinile de... Vezi că destul de... sunt aproape picioarele de... Nu, nu, la mine nu, eu sunt ok. Adică... Ție nu ți se potrivește, mie, da? Te vezi tu pe Peugeot 208. În ăsta, da? Încă mă prietenesc. Ce mă încurcă deocamdată, abia am plecat de pe loc, este timoneria, într-adevăr, este gelatinoasă, deci zici că amestec în piftie. Da. Sticul. Da, e și asta o... Da. Iar dieselul se aude. Este prezent și la 1200 de rotații pe minut. Acum sunt curios, să dau eu o a doua. Da, trebuie să ții peste 2000 de ture, să știi, între 1800 și 2000 de ture. Sub dacă tremură. Dacă schimb la 2200, o auzi. Și pentru o mașină de oraș, tot ce au reușit să obțină prin gelifierea timoneriei, volanului și suspensiei, au omorât cu diesel, cu sunetul de motor. Mă interesează o astfel de mașină pentru a te descurca bine în oraș cu ea și de a face o navetă mică în oraș, să duci copilul la școală și să mergi la birou și să, dacă ai o treabă undeva, să te poți parca ușor, să găsești un loc mai ușor de parcare și să fie o mașină economică. De aceea, o mașină de oraș cu diesel, cam acolo cred că se potrivește. Da, eu aș vedea mai degrabă ca mașină de flotă sau mașină de, pentru cei care nu stau în oraș și au de făcut naveta în alte părți, da, și nu au nevoie de ceva mare. Așa și este. De ceva care consumă puțin. Și Blue HD-urile astea, motoarele astea de la Peugeot, ele, pentru că Peugeot face niște dieseluri foarte bune. Da, sunt dieseluri bune, fiabile și cu un consum foarte mic. Este de consum aici. Este de, pe ce am mers eu cu ea, stai așa un pic, 205, cam 7,1% 7 față de curierul nostru care face 8,3,6. Simți diferența, dar bine, e benzină. Și da, ala fiind benzină, da. Eu am mers mai mult cu un oraș cu mașina asta, când nu se pretează la drum. Și am apreciat anumite chestii. A trecut bine pe acolo. Dar mașina asta nu ți-o cumperi pentru motivele tradiționale pentru care ții o subcompactă. Știi că mașina asta nu este nici fun to drive. Mai degrabă setată pe confort. Așa este, foarte setată pe confort, pentru că targetează publicul feminin și care deja a depășit vârsta la care vrea o mașină sprinter. Uite că, de exemplu, că nimeni n-a făcut până acum un volan mic pentru doamne și domnișoare. De pentru acord. Mâinile lor. De acord. Eu cred că doamne și domnișoarele care descoperă un 208 încep să se împrietenească cu el și să le devine familiar. Peugeot-ul de la generația asta a schimbat, a venit cu acest design un pic mai robust, să zic, nu știu, mai fresh și una peste alta arată ca o mașină bine închegată. Așa este. Și puțin ca aspect. Și sunt diferențe mari față de Peugeot 207, care, față de care, apropo, asta e mai mic. Dacă îți vine să crezi, adică când toți ceilalți producători fac mașini mai mari, Peugeot a zis ok, o să facem 208 mai mic și mai ușor. Și nu doar că l-a făcut mai ușor. Dar mașinile mai mari, nu? Nu. Crezi francezii? Crezi proprietarii, da, în ele. Știi, și dacă tot l-ai fidelizat cu mașina asta, la următoarea mașină ai vrea să zică: "A, da, uite, mai bună decât aia din ei, trebuie că mi-au tot 208." E fidelizarea. Da, fidelizarea este un aspect important. Și doi, dacă nu demarează bine, adică simți că e un motor de la Peugeot, are demaraj bun, are cuplu bun. Chiar dacă e diesel, îl sprintează foarte frumos. Am simțit că a plecat bine. Și dacă m-ai întreba așa, să zic din vârful minții, câți cai putere are, n-aș putea să zic. Simt doar că are un cuplu rezonabil și atât. Da, bine, sunt mașina pe care o testăm noi are 99 de cai putere. Doar 99 de cai putere. Diesel? Da, și nu este cel mai puternic. Cel mai puternic are 120 de cai putere. Pe turbo, pe motorină? Da, și mă oftică, nu au făcut o cutie în 6 trepte pentru asta, pentru că ar fi ajutat și mai tare la accelerație. Păi da, dar o etajată treapta a 5-a mai lungă. Și atunci tu practic o să conduci mai mare parte a timpului în oraș, a 1-a, 2-a, 3-a, a 4-a când ești pe DN-ul și a 5-a când ești pe autostradă. Da, dar uite, se poate să vezi că când mergi la viteze constante de 30-40 de km pe oră, nu poți să-i dai a 3-a, știi? Și uite, eu simți că va sta turată. Sunt în a doua și într-adevăr stau la 30 și ceva la oră dintr-o semafor în altul, măturez un pic spre dacă a doua. Dacă e de a treia, o să meargă sub turată. Și de asta, așa dacă e. Ar fi avut de 6, altfel s-ar fi simțit. Ok. Și ar fi stat în turații mai prietenoase pentru mașină. Uite, dar 42 la oră, 2500 de rotații, a cerut deja a treia.
asta la 1600, în cuplu 1700 și aici la 50 sunt în a treia la 1700 de ture și cam așa ar trebui să fie câtă vreme nu e aglomerație. Da, cam la limită. O să schimb destul de des pentru că motorul o să fie, nu să aibă putere pe la sub 1500 de ture. Și aici pierde din avantaj deci dieselul. N-am de ce să mă țin. Stai de ușă. E o mașină sigură, n-ai nevoie de mână. Da, este o mașină sigură. Singura chestie unde nu-mi dă siguranță e când încep să mergi mai tare cu ea. Adică nu o simt la fel de închegată ca, de exemplu, Ford Fiesta. Că pentru că nu-ți dă asta, asta e referința în materie de condus, în segmentul ăsta. Așteptăm și Volkswagen Polo la test, foarte curând. L-am programat deja. Serios? Da. Polo este o mașină considerată, cel puțin ți-a creat imaginea asta, de micul tank. Micul Golf. Micul Golf și micul tank în același timp, o mașină robustă. Asta e senzația pe care vreau să o transmită, spre deosebire de această gelatină confortabilă Peugeot 200, care în combinația asta pe diesel este o variantă pe care nu aș recomanda-o pentru oraș. Nu, un motor pe care eu l-aș recomanda și cu care am mai mers pe alte mașini pe SEA e motorul de 1,2 litri 3 cilindri turbo benzină care are care vine mai multe variante. Din câte știu eu, parcă e și una de 120 de cai putere, nu mai țin minte exact. Dar ăla ar fi motorul pe care l-aș recomanda. Adică o să consume puțin și în oraș și o să fie sprinten și fâșneț și la drum lung. Hai să vorbim rapid despre interior. În continuare, ideea asta cu tabletica urcată sus în vârf aici este de actualitate. Deși, da, mașina asta e din 2012, deci 6 ani are deja interiorul ăsta și este cât se poate de proaspăt. Și de clean. Și are și Apple CarPlay. Da. Și Android Auto. Absolut simplu și curat, cu interfață puține culori, cu touch care face exact ceea ce promite. Sonorizarea este așa și așa, dar interiorul în rest plasticos însă moale. Zonele astea aici, de contact în rest, da. Îmi place zona de butoane pentru climatizare, simplă și e tot așa ok. Spații foarte bune de depozitare și în fața schimbătorului de viteze, dar deodată ce ai băgat a treia, nu mai poți băga mâna acolo. Vreau să-ți auzi ție părerea despre asta. Adică mașina asta e mișto că e franțuzească și că e atipică. Așa. Dar are niște chestii cât se poate de franțuz. Uite și tu, de exemplu. Are cup holder aici. Da. Nu, acolo pui cafeaua. Nu, da, pui, dar vreau să pun și o sticlă de apă. Poți să pui în ușă, ai spații foarte bune. Da, dar pui în ușă și uite cum face când ai îngropi. Se mișcă, nu e fix. Panourile astea de pe la mânere sunt lucioase și se vor zgâria. Dar mașina asta are 3 ani totuși, știi că nu s-a zgâriat așa tare. Dar are prea puțin kilometri. Da, 10.000 de kilometri. Nu știu, mai mult a stat. Scaunele sunt totuși relativ confortabile. Da, îmi plac. Și au susținere. Și văd că tu în spate chiar trebuie să rabatezi pentru a folosi un pic de portbagaj. Deci portbagajul mic, nu? Nu, am rabatat ca să ajung la niște scule. Portbagajul nu, e ok, pentru că asta e destul de ok. Vizibilitate bună și cam atât. Asta este în mare senzația noastră cu Peugeot-ul 200. Mai rămâne să stabilim dacă merită banii, Marian. Păi să știi că merită banii. Adică câți bani? Varianta asta Allure e undeva pe la vreo 14-15 mii de euro cu motorul ăsta diesel. Și n-are dotări proaste, inclusiv încălzire în scaune, care, apropo, sunt un pic ciudat puse, pentru că dacă te sui pentru prima dată în mașina asta, nu o să știi dacă ai încălzire în scaun oprită sau pornită, pentru că e așezată aici pe scaun. Și da, trebuie să ghicești unde, trebuie să aștepți să facă cald, să-ți dai seama dacă ai pornit-o sau așa nu. Așa este. Dar ai climă pe două zone, ai ecranul ăsta cu navigație, ai Apple CarPlay. Dar la bani așa ții și Fiesta și e nouă, abia lansată. Da, dar va trebui să plătești în plus pentru anumite funcții, cum ar fi geamuri electrice spate, pentru care Ford își cere bani, jantele de aliaj pe 16 inci. Pentru care Ford își cere bani și o să ajungi să dai 1000 de euro în plus, cel puțin, sau 2000 de euro. Deci e un deal mai bun cu 1000 de euro dacă te mulțumești cu o mașină care are tehnologie care... Nu simt că este învechită, să știi. Nu, mașina are încă nu are bine. Și nici din punct de vedere tehnologie. Interior. Da. Doar că va trebui să știi că vrei de la mașina asta să fie confortabilă. Adică nu vrei să se conducă la fel de bine ca o Fiesta, în momentul ăla în care vrei să fii un tată mai grăbit. Dar ți se pare că și la Fiesta nouă se păstrează, da, acea dinamică de condus? Da. Ok. Da. Foarte mult chiar. Da. Ok. Poate.
Deci o mașină bună pentru soție sau pentru copil, pe ce și-a permisul. Da, e altceva. Și față de 207, să știi că mașina asta este mai mică, dar ai mai mult spațiu la genunchi, adică se stă bine în spate, să știi. Bagajul e mai mare și e cu vreo 110 kg mai ușoară asta în medie față de 207. Păi, am mai învățat de pic tehnologia. Deci, da, mi se pare că cea mai mare diferență de greutate e de vreo 167 de kg. Peugeot inventase un start-stop foarte eficient. Da, nu are start-stop. Este de invizibilitate de mers cu spatele. Ar fi fost bună o cameră de mers cu spatele. Te ajut eu. Dar se virează ușor. Senzorii sunt oare în standard? Uite, intrat din prima, de se virează bine. Da, e o mașină clar gândită pentru oraș și o diferență foarte mare față de 207. E o mașină care mi-e place foarte mult, cu toate defectele ei. Care bine, sunt cele defecte, mai importante defecte? Cele mai importante defecte, tenis, asta mi se pare mie, că la înălțimea mea și la poziția mea la volan, cât maschez cu partea asta de sus a volanului, vitezometru și turometru, ca să nu, ca să văd mai bine, trebuie să dau volanul mai jos și atunci ating cu picioarele. Și timonerii asta, mi-ar plăcut să fie mai... Adică, un pic mai precis, un pic mai tare. Adică ești pe jo, ai pretenții, poți să faci lucrurile astea mai... Da, dar pentru așa ceva există și alte modele. Că tot întrebai tu ce urmează, am spus și la început că urmează 208, varianta nouă, sau 209, dar nu cred că o să folosească 209, nu mai știu de ce nu pot folosi. Dar care o să vină în variantă full electrică și doar benzină și GTI-ul va veni în variantă pe benzină, dar și în variantă cică full electrică. Atunci abia o să fie interesant, pentru că... Măcar francezii. Da, atât timp când nu avem baterii mari pentru modelele mai mari, ca să le poți căra pe distanțe mai lungi, măcar să electrificăm tot ce se mișcă în oraș. Măcar un 40 de kW și mulțumit. Da, păi să scoți un 250 de km și ar trebui la greutatea asta... Pe un 208 asta, cred că poți să scoți și 300. Păi mașina asta are 100 de kilograme, cam așa, 1000... O să ajungă la 1400 pe electric. Da, dar dacă poți să mai... Dacă scoți și motorul și rezervorul și toate radiatoarele și toate alea și cutia de viteze și reduci doar șasiul la 800 de kilograme, eu cred că poți să faci o electrică liniștit cu 300 de kilograme de baterie. Mai trebuie să mai oferă oamenilor și confort și alte nebunii. Abia așteptăm să vedem noul model. Până una alta, mergi la dealer și cere o ofertă bună, negociază, trage de preț, pentru că te duci cu lecția învățată. Suntem în 2019, început de an, și știi că modelul acesta este aproape de final de carieră și meriți un deal mai bun. Cei de la Peugeot chiar negociază. Vă mulțumim că ne urmăriți, dați-ne un like, un share, un subscribe dacă simțiți că merităm, apăsați pe clopoțel pentru și mai multe teste cu mașini pe care ni le permitem cu toții, nu doar avioane din alea de alergat pe circuit sau printr-un trafic care nu permite așa ceva. Așa este, și urmează Volkswagen Polo și Honda CR-V, următoarele două mașini, așa că un teaser. Teaser. Polo și CR-V, chiar eram curios de CR-V, cum mai e. Da, ăsta nou. Ăsta nou, da, abia l-aștept. Da, vreau să-i văd spatele ăla. Eu vreau să văd dacă mai e barcă. Nu s-a schimbat nimic. Ah, ok. Da, o să aflăm curând. Așa. Numai... Bine.